Bună ziua! Președintele Asociației Accept, domnul Florin Buhuceanu, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Mulțumesc de invitație! Socialdemocratul Florin Iordache a anunțat recent că este posibil ca referendumul pentru familie să aibă loc pe 10 iunie. Cât de necesar considerați că este acest referendum? Aș începe de la chestiunea datei. Nu e deloc atât de sigur, pentru că sunt un număr de pași de consumat în interiorul Camerei Deputaților, având în vedere că vorbim totuși de o modificare a Constituției. Și dacă îmi dați voia și începe de aici, modificarea Constituției este un proiect extrem de serios, care se întâmplă odată la un număr de ani, mulți ani, și care ar trebui să acopere o serie întreagă de zone unde, în mod evident, se resimte nevoia de schimbare, unde trebuie reglat în acord cu realitatea momentului în care ne aflăm. În cazul definiției familiei, pentru că despre această definiție vorbim, de la articolul 48, nu e nevoie practic de nicio modificare, întrucât lucrurile sunt tranșate clar, structurat în coduri, în codul civil, și de altfel toată lumea știe ce înseamnă o căsătorie în România. Actualmente, în România, se pot căsători doar bărbatul și femeia, cei doi soți, nu? Aceasta e înțelegerea termenului de soț din textul Constituțional. Deci cheltuim o avere pentru traducerea din limba română în limba română a ceea ce înseamnă soți. Eu nu cred că actele de traducere ar trebui să fie obiectul unei reforme constituționale, unei modificări constituționale, având în vedere că nu se schimbă cu adevărat conținutul acelei definiții a căsătoriei, ceea ce riscă să se schimbe, și aici mi se pare că suntem într-o polemică serioasă, e înțelegerea asupra termenului de familie. Această încercarea de modificare a Constituției a ridicat întrebări despre cine este familia astăzi, în secolul 21. E o întrebare legitimă, nu-i așa? Și știm cu toții că nu toate familiile se bazează pe căsătorie. Ori acel articol 48 din Constituție, articolul Buclucaș, face legătura indisolubilă între familie și căsătorie, practic familia fiind definită exclusiv pe baza căsătoriei, ceea ce scoate în afara protecției constituționale alte tipuri de familie, care sunt numai puțin importante în societatea noastră și care, la rândul lor, merită măcar protecție constituțională. Am văzut recent, nu-i așa, dispută legată de cazul de la Hollywood Multiplex. O familie formată din o mamă și doi copii n-a mai fost considerat o familie și mă arătați, eu leg de această dezbatere ongoing, această dezbatere care are loc la inițiativa Coaliției pentru Familie, pentru că brusc, cumva în societate, au apărut ierarhii între familia bazată pe căsătorie cu sau fără copii și celelalte familii care dintr-o dată nu mai sunt familii sau sunt portretizate ca fiind împotriva familiei, antifamilii, lucru care e complet inacceptabil, mai ales că vorbim de textul cel mai important, nu-i așa, din punct de vedere legal, e textul constituțional unde egalitatea ar trebui să fie o realitate. Nu putem introduce discriminarea în interiorul textului constituțional și dacă lucrurile nu sunt clare, acolo ar trebui să lucrăm, să decuplăm instituția familiei de instituția căsătoriei. Dar nici măcar n-am ajuns la acest tip de dezbatere. Deci revenind la întrebare, nu este necesar un asemenea referent și aș spune mai mult, e un referendum cu potențial toxic, pentru că ajungem să modificăm arhitectura drepturilor omului prin astfel de exerciții, mă iertați, populiste. Deci arhitectura drepturilor omului care e garantată constituțional n-ar trebui să fie rezolvată
rezolvată în alt loc decât în interiorul Parlamentului, acolo unde sunt aleșii neamului, care sunt mandatați, au obligația pozitivă de a ne apăra drepturile tuturor. Viața mea de familie n-ar trebui rezolvată în stradă, n-ar trebui să depindă de voința majorității. Și nu cred, și vorbesc aici de orice grup care într-o situație sau alta se poate trezi într-o minoritate. Nu cred că drepturile noastre ar trebui să fie atât de fragile și supuse unui asemenea tip de plebiscit popular. Vă dau exemplul avortului, un alt subiect delicat. Mai ajunge să discutăm în același context, în aceeași termen, dreptul femeii de a recurge la întreruperea voluntară de sarcină. Sunt lucruri care sunt importante pentru toată lumea, însă cu toții avem nevoie de garanții că drepturile noastre sunt protejate. Așa cum am început-o cu această inițiativă cetățenească, tare mi-e teamă că deschidem cutia Pandorei și politicienii sunt perfect responsabili de această realitate, pentru că mai devreme sau mai târziu vor urma alte teme la fel de delicate, care vor diviza societatea și care riscă să fie reglate prin astfel de inițiative, așa numite cetățenești. Însă nu întotdeauna o inițiativă cetățenească este și una democratică, din punctul meu de vedere. Și dacă ne uităm la contextul european, Comisia Europeană a respins nenumărate astfel de inițiative cetățenești pentru că exceda cadrul juridic. Deci se poate. Care considerați că sunt, de fapt, mizele acestui referendum? Încerc E să cumva un nu. pretext pentru reglarea unor, mă gândesc aici, conturi politice în detrimentul acestei minorități? Nu, cred că e vorba de folosirea unei teme sensibile care poate fi utilizată în scop politic. Sunt puține partide politice, dacă să ne referim la partidele politice, care au verticalitatea să spună drepturile omului sunt drepturile omului și sunt drepturi pentru fiecare dintre cetățenii României, indiferent dacă sunt homosexuali, heterosexuali, ortodoxi sau baptiști, femei sau bărbați. Am dat un singur exemplu. Noi nu avem această disciplină a convingerilor și în niciun caz nu ne o asumăm la nivel de grup politic. Am bănuiala că aceste organizații care se află sub pălăria Coaliției pentru Familie încearcă să obțină capital politic și tema homosexualității e doar un pretext. Și spun asta pentru că mă uit la cum a debutat această inițiativă cetățenească, s-a invocat inevitabilitatea legiferării căsătoriei între persoane de același sex în această țară. Ori nu despre asta era vorba. Nimeni n-a făcut o propunere de tipul acesta. Nu există nici astăzi, la 3 ani după inițiativa cu pricina, o propunere legislativă pentru reglementarea căsătoriei între persoane de același sex. Ca atare s-a stârnit o întreagă polemică publică, nu e așa, pentru ca dumnealor practic să stârnească emoție, să creeze panică și să racoleze, practic, să adune aceste milioane de semnături necesare modificării Constituției. E una dintre modalitățile favorite din ultimii ani, de a ridica subiecte pe agenda publică care în realitate nu există. Și în cazul României, încă o dată, nu există pe agenda Parlamentului tema căsătoriei între persoane de același sex, ce există însă e tema parteneriatului civil și care trebuie reglementate. Stă de mai bine de 10 ani într-unul dintre sertarele varilor comisii parlamentare. Putem spune că acest referendum este de natură să crească gradul de ură în societate față de cei care nu alcătuiesc o familie tradițională?
nu știu ce înseamnă familie tradițională. Știu că, însă, că deja modul în care s-a introdus în discuție tema familiei e una care stârnește ură din secunda zero, în momentul în care cei ca mine, gay, lesbiene, bisexual, persoane transgender, au fost identificați drept agenți ai disoluției neamului tradițiilor, ca fiind împotriva familiei, împotriva căsătoriei, și nu știu de unde a apărut această nobilă definire, din momentul acela s-a văzut creșterea discursului urii în mod constant, deci se poate urmări în ultimii 3 ani. E o radicalizare a ce puțin a discursurilor și din păcate pe tema gay și din păcate această radicalizare a discursului nu se oprește la discurs. Ea se traduce uneori și în acte de violență, dar așa începe. Așa a început și nu e așa și în antisemitismul. Întâi e nevoie de o identificare a dușmanului pe care îl diabolizăm. Îl așezăm în contextul dușmanului de neam, tradiții, credințe și așa mai departe. Normalizăm această ură și apoi vine valul legislativ și al atacurilor. S-a întâmplat de-a lungul istoriei, putem da nenumărate exemple și de aceea cu toții cred că avem obligația să ne uităm cu atenție la cum folosesc politicienii aceste teme sensibile. Și în România aceasta e o temă sensibilă, pentru că pentru decenii multe, homosexualii și lesbienele au fost ținta legislației penale. Eram supuși binefacerilor instituțiilor carcerale, a închisorii între 1 și 5 ani. Deci noi n-am avut vizibilitate, n-am fost cunoscuți ca atare, de aceea poți să spui orice. Așa, pentru că adesea nu cunoaștem cine e homosexualul cu ghilimele de rigoare de lângă noi. Încă avem dificultăți să-i tratăm ca pe cetățeni obișnuiți, ca pe cei de lângă noi, fie că sunt frați, prieteni, colegii de la serviciu. Deci încă suntem într-un pe nisipuri mișcătoare și orice tip de instrumentalizare politică a acestui subiect de fapt dăunează României, pentru că ne împarte și ne instigă unii împotriva celorlalți fără niciun fel de miză. Care este miza acestui referendum? Ce va schimba acest referendum? Traducerea termenului de soț în bărbați și femeie va duce la îmbunătățirea situației familiilor? Cine poate să creadă așa ceva? Cea mai mare fobie vehiculată în societate face referire la faptul că odată recunoscute că uniunea civilă între persoane de același sex, pasul 2 va fi o solicitare de adopție. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest caz? Am mai auzit acest argument în anii 90, când exact această teamă că noi așa vom fura copilași. Apropo, mai sunt și alte grupuri acuzate de furtul copilașului creștin-ortodox. Evreii au fost acuzați de furtul copiilor creștini sau de masacrarea lor, chiar la fel romii. Dacă stai cu minte că dacă nu vine și te fură țiganul, nu e așa din înțelepciunea populară a familiei tradiționale românești. Revenind la tema copiilor, ea a fost invocată și în anii în care oamenii ca mine erau destinați pușcăriei. Și unul dintre motivele pentru care politicienii de atunci și Biserica Ortodoxă Română țineau la continuarea legislației represive a fost că nu e așa dacă se liberalizează, dacă nu vom mai fi trimiși la închisoare, cu alte cuvinte, ne vom năpusti asupra copilașilor. Well, dezincriminarea omosexualității s-a produs în anul 2001. Suntem în 2018. Nu am sesizat un asemenea
efort național de năpustire asupra copilașilor din România. E un subiect fals și îndrăznesc să spun că e deliberat fals și întreținut, pentru că legislația parteneriatului civil, cea propusă Parlamentului României de mai bine de 10 ani, exclude subiectul adopției. Ca atare, miza e zero acolo. Dați-mi voie să vă spun în același timp că nu vreau să fug de la acest subiect. Înțeleg că e unul delicat pentru unii sau alții. Există și astăzi familii formate din persoane de același sex. Două femei care își cresc singură, își cresc împreună copilul. Măcar pentru că una dintre ele vine dintr-o căsătorie anterioară. A existat dintotdeauna o asemenea realitate. Faptul că noi n-am vorbit despre ea, faptul că n-am citit-o în această cheie, nu înseamnă că acești copii n-au crescut în astfel de familii. Care e diferența între un copil crescut de două mame și copilul care crește întreținut și îngrijit de un tată singur sau de o mamă singură sau de tatăl și bunica? Deci, cu toții cred că ar trebui să ne uităm la interesul superior al copilului. E bine copilului în acea familie sau nu? E îngrijit? Este susținut în dezvoltarea lui? Au ba. A discuta despre orientarea sexuală a părinților e ceva inimaginabil. Nu devii mai bun părinte dacă ești heterosexual, bisexual, asexual sau homosexual. Dar de unde credeți că vine această fobie? Cred că e un soi de frică. E una întreținută, pentru că s-a injectat prejudecata că scopul nostru ca bărbați gay în principal, că ea țintește bărbatul gay, mai puțin femeia gay, bărbatul gay, singura rațiune de existență a bărbatului gay este de a fura copilul familiei heterosexuale și de a-l homosexualiza. E ridicol. E ridicol, în primul rând, că nu se schimbă orientarea sexuală așa. Doi, se pune semnul de egalitate între homosexualitate și pedofilie. Iarăși, nu e doar toxic, e întreținut, e deliberat această egalizare. Și trei, cred că există o ignoranță pe tema asta. Lumea nu cunoaște pe mai departe cine sunt persoanele despre care vorbim, gay, bisexuali, lesbiene, persoane transgender. Atâta vreme cât nu-i cunoaștem, putem avea tot soi despre imagini despre ei și care este scopul lor în viață. Scopul meu în viață nu e de a fura copiii familiei heterosexuale, eventual ortodoxe, ci să mă pot împlini ca persoană singur sau împreună cu partenerul meu. N-am discutat încă subiectul copiilor. Am o vârstă suficient de matură încât să-mi dau seama că eu personal nu-mi doresc copii, dar sunt prietenul familiilor, al mai multor familii care au copii și nu cred că vreunul dintre acei copii au văzut vreodată în mine o amenințare. Aveți date statistice cu privire la acest aspect din țările în care a fost legalizată căsătoria între persoane de același sex? Păi, să ne uităm la multele dintre țările unde căsătoria nu e o instituție care discriminează între heterosexual și homosexual. Eu n-am auzit de o dramă națională în țări precum Canada sau Olanda, sau în două țări la întâmplare, sau în cazul Statelor Unite. N-am auzit de că aici apare temerea de abuzuri în interiorul familiilor formate din persoane de același sex. Sunt convins că există probleme ca în orice altă familie, dar n-am asistat la o înseriere a abuzurilor, pentru că ele ar fi devenit imediat cunoscute, cu atât mai mult cu cât aceste familii sunt percepute ca fiind diferite, nu-i așa? Deci dacă s-ar fi întâmplat tragedia pe care o invocă Coaliția pentru Familie, am fi știut, nu-i așa? Deci
Cred că suntem încă la început de drum, se fac de mai bine de 20-30 de ani tot soiul de statistici pe tema asta. N-am văzut urmă de statistică convingătoare în care orientarea sexuală să fi devenit un temei pentru a te face pe tine părinte mai bun sau mai puțin bun. Deci nu cred că orientarea sexuală într-un cuplu, într-o familie determinantă. Determinant e dacă te poți îngriji responsabil de acel copil sau de acei copii și dacă ei se dezvoltă ca în orice altă familie. Tema comunităților gay și a problemelor cu care se confruntă aceste comunități este sistematic ocolită de decidenții politici, fie de stânga sau de dreapta. A fost vreun om politic care a stat de vorbă cu dumneavoastră? Ei, cum puteți să spuneți că e ocolită sistematică? De 3 ani de zile auzi numai subiectul acesta al homosexualității a devenit un subiect central în dezbaterile politice. De când cu tematica referendumului ai zice că suntem o minoritate extrem de influentă. S-a trecut mai departe de dezbatere? Nu există dezbatere cu adevărat. Dezbaterea se poartă între părți și eu n-am sentimentul că am participat la o dezbatere reală pe tema asta. Dar dacă e să vorbim despre politicieni, aș zice că la acest moment probabil sunt mai mulți decât au fost vreodată cei din interiorul Parlamentului care discută cu cărțile pe masă despre acest subiect și nu se ascund, care susțin tema parteneriatului civil ca fiind o temă importantă nu doar pentru familia mea sau familiile ca precum cea pe care o formez eu, dar și pentru familiile heterosexuale care dintr-un motiv sau altul nu doresc să se căsătorească. Și asta mi se pare îmbucurător. Văd generații de tineri politicieni care n-au crispările celor din anii 90 și am cunoscut. Și pot să spun că modalitatea în care tratau acest subiect în acei ani era una aproape apocaliptică. Ai fi zis că se apropie sfârșitul lumii dacă legislația care ne trimitea la pușcărie ar fi fost abrogată. Asta era convingerea lor. Veneau din comunism, au fost crescuți așa și brusc după anii 90, Biserica Ortodoxă a folosit această temă pentru a-și recâștiga popularitatea umbrită din perioada comunistă. Astăzi, cred că politicienii sunt cu mult mai abili măcar în a înțelege faptul că cei ca mine sunt parte din cei care votează și doi au colegi și colege din această comunitate de care bănuiesc că parțial știu sau sunt informați. Deci e o lume în schimbare, pe de-o parte, și pe de-altă parte, totuși trăim într-o lume globalizantă. Nu poți să nu te uiți în stânga, în dreapta, în Serbia, unde avem un prim-ministru femeie gay, în Luxemburg, unde avem un premier gay care vizitează România. Trăim într-o lume în care, sau în Franța, unde avem un președinte heterosexual, dar care vorbește copiilor la grădiniță despre aceste subiecte, pentru că sunt parte din subiecte care țin de realitatea în care cu toții noi așa trăim. Niciun politician responsabil nu mai poate pretinde că ar fi o temă periferică. Nu e o temă periferică, e o temă care ține pe mai departe de drepturi și ține de modul în care ne tratăm pe noi înșine. Dacă în secolul 21 îl tratăm pe cetățeanul de orientare omosexuală ca pe un paria, asta vorbește foarte mult despre ei, politicieni, nu despre noi, homosexuali. Dacă în secolul 21 vorbim de homosexual bărbat în general, ca agentul distrugerii familiei din România, asta spune ceva despre, mă iertați, nivelul lor de inteligență politică. E în primul rând o aberație și în al doilea rând e o probă de imaturitate politică. Nu poți să spui așa ceva decât dacă fie ești ignorant, fie cultiv un discurs ar uri îndreptat împotriva diferitelor categorii de populație. Și dacă vă uitați la ei, veți vedea
că adesea cei care sunt atacă acest grup din populația României atacă și pe evrei, atacă și pe rom, deci au o agenda aurii care e consolidată, e una care dăinuie și de care le e foarte greu să se desprindă sau, dimpotrivă, o folosesc deliberat pentru a obține capital electoral. Pentru că avem un segment din electorat care este sensibil la această temă. Deci, politicienii cred că astăzi sunt ceva mai relaxați pe tema dată. L-am auzit pe domnul președinte Dragnea de la Partidul Social Democrat pronunțând în premieră sintagma LGBT. Well, e un progres, măcar folosește terminologia internațională pe tema asta și recunoaște că acești oameni sunt parte din societatea românească, nu suntem transfugi, nu suntem veniți din de peste mări și țări, suntem cetățeni ai României, născuți aici, crescuți în familii heterosexuale, cei mai mulți dintre Și noi, cu drept de dintotdeauna vot. am fost și cu drept de vot. Aș zice că tema e mai puțin crispată decât era anterior. E tratată în cheie politică. Din păcate, referendumul a devenit un subiect politic, deci toate partidele încearcă să-l folosească într-un sens sau altul, cu riscurile de rigoare. Și cred că se înșeală. Când introduci un asemenea subiect și realizezi că, de fapt, e vorba despre modificarea Constituției și tu îl tratezi în cheie omosexuală, mai devreme sau mai târziu vei constata că nu vei câștiga capital politic. Dimpotrivă, vei arăta ca regele gol. În spate e nimic, e golul, e vidul. Pe de altă parte, văd și partea plină a paharului, faptul că se vorbește despre noi, a spune că e un pas înainte, pentru simplu motiv că încercăm să ne facem auzită vocea. E trist că ne facem auzită vocea în acest context, dar asta e realitatea românească. Și da, ne întâlnim cu politicieni, bineînțeles. Și nu de ieri de astăzi. A fost un proces lung pentru eliminarea articolului 200 din codul penal, din anii 90 până în 2001. E peste un deceniu. Cunoscând pe unii dintre ei, aș spune că și dumnealor evoluează. Ceea ce e un lucru îmbucurător. Să vă întreb mai concret, vă simțiți reprezentat într-un anume fel de vreun politician? Politic, de către Politic. un politician sau de către un partid politic Partid sau politic, amândouă? politician. O, Doamne, asta e o întrebare chiar gândit în termenii ăștia până acum atât de... Nu. Realitatea e, din punctul ăsta de vedere, tristă. Cred că există un singur partid care, în mod răspicat, s-a poziționat împotriva faimosului referendum de care vorbim, care încă nu există, deci vorbim încă de o ipoteză. Mă refer aici la Partidul Uniunea Salvați România, și care, odată ce a preluat această temă, s-a scindat într-o măsură și a pierdut liderul, s-a reconfigurat. În traducerea mea personală, e important că un partid politic se gândește la electoratul său și ia în serios propriul electorat și care are curajul să se apropie de teme delicate. PSD-ul cumva e în situația în care discută ferm, poate pentru prima, scuzați, pentru prima dată despre nevoia de legiferare a parteneriatului civil și am văzut declarațiile repetate ale președintelui Dragnea pe tema asta. Nu cred că asta îl face popular ca politician, dimpotrivă, deci e un risc politic asociat cu acest tip de demers, într-o măsură sau alta. Ca atare, nu știu dacă noțiunea de reprezentare
e central în această discuție. Cred că central în această discuție este cum mergi mai departe ca partid politic cu agenda drepturilor omului. Știm că unele dintre aceste teme fatalmente nu sunt populare. Și nu vor fi populare pentru următorul deceniu, poate. Dar dacă e să ne luăm serios ca oameni politici, îmi zic, cei în cauză ar trebui să realizeze că mandatul lor este și unul de tip etic. Politicienii totuși sunt și creaturi care ar trebui să se gândească pe termen lung și nu doar la mici imediate satisfacții electorale, dacă e să ne gândim pe termen lung. România ar arăta diferit dacă minoritățile ar fi mai bine tratate. Ar arăta că suntem o țară suficient de puternică să ne deschidem brațele și toate țările puternice din regiune sau din afara Europei sunt țări care au îmbrățișat tema LGBT ca o temă importantă. Nu cunosc o țară dezvoltată care să nu fi făcut din această minoritate una protejată legislativ. Dimpotrivă, țările care își tratează cu picioarele, mă iertați, cetățenii de orientare omosexuală, sunt țările de departe cele mai dezolante și în care zău că n-aș vrea să trăiesc. Și avem o lungă listă, începând cu Rusia, Belarus, fie chiar Ucraina în vecinătatea noastră și ducându-mă spre Asia și Africa. Deci, politicienii români poate că ar fi timpul să se gândească în care lume vor să trăiască. Vrem să fim partea Uniunii Europene, o lume a valorilor și a diversității, a incluziunii, sau o lume în care societatea este divizată pe aceste criterii și în care, în mod obvios, majoritatea i-a smuțit împotriva unei minorități sau alteia. Și despre asta vorbim în acest moment. Asta e ceea ce au reușit să producă Coaliția pentru Familie. Poate cu ocazia aceasta le dăm și o temă de gândit politicienilor. Da, e bine că au abordat acest subiect de la politicieni. Sper un soi de traseu și un calendar clar când vor adopta această legislație necesară pentru atâta familii din România care nu se bazează pe căsătorie. Și nu e vorba de omosexualitate, e vorba de a proteja diversitatea familiilor din societatea noastră, altele decât cele căsătorite. Dacă tot luăm în serios subiectul familiei, nu-i așa? Amintiți adineauri de cazul Serbiei, care știm că este o țară profund ortodoxă și tradiționalistă și are un premier care și-a declarat orientarea sexuală. În România ar fi posibil un astfel de caz? Mă gândesc un om politic să-și păstreze cariera asumându-și public orientarea sexuală. În Orientarea acest moment, homosexuală sau homosexuală. bisexuală. Cu orientarea heterosexuală și o mărturisesc destul de frecvent, de altfel, într-o formă sau alta. Ar fi un început, nu știu dacă nu cred că și-a risca cariera politică. Bănuiala mea este că se va ajunge în acel pas când acea persoană, indiferent dacă vorbim de o persoană, de un bărbat sau o femeie, și-a făcut deja coming out-ul, e deja consolidată în identitatea sa. Deci nu cred că un politician care până în acel moment nu este out, nu este, n-a discutat despre lucruri atât de profunde care țin de identitatea lui, va face acest pas. Pentru că e o situație de vulnerabilitate, vei fi tratat ca un mincinos, nu? De ce n-ai spus un lucru atât de important despre tine? Atunci când ai făcut acest pas către lumea politică, sigur, sunt și contraexemple și am câteva, nu din context românesc, dar în general cei care au făcut acest pas sunt și cei care nu vor pierde electoral. Dimpotrivă, lumea îi știe ca atare și îi place sau îi displace, nu pe considerentul orientărilor sexuale, ci pe alte considerente, sunt sau nu sunt relevanți pentru nevoile lor ca electorat. În România nu avem încă asta și nu avem încă asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că mulți ani, așa, am fost destinați închisorilor.
Nu s-a format această conștiință de grup decât relativ recent și cei care vorbesc despre ei ca gay-lesbiene, într-o măsură mai mică ca bisexual și într-o măsură și mai mică ca persoane transgender, sunt în general mai tineri. Deci tinerii au curajul de a vorbi răspicat despre ei și viața lor, pentru că au mai puține temeri, au mai puține frici și l-au consumat deja, sunt într-un alt punct al dezvoltărilor personale și atunci inevitabil ies la lumină. Nu poți să le ceri asta unora care sunt nici măcar de vârsta mea, dar care au astăzi 50-60 de ani, e puțin probabil să se simtă confortabil a vorbi despre această identitate profundă a lor. Se tem. Și nu are importanță dacă temerile sunt realiste sau ba, are importanță că ei nu se simt bine în pielea lor într-un asemenea spațiu, pentru că politician fiind, ești într-un soi de vitrină. Ca atare, presiunea asupra dumnealor e cu totul alta, e cu mult mai mare și dacă n-ai făcut acest pas până atunci, șansele de a-ți modifica traseul sunt destul de mici. Dar am încredințarea că din ce în ce mai mulți politicieni tineri vor vorbi deschis despre aceste subiecte, chiar dacă ei nu sunt gay, lesbiene, bisexual sau transgender. Dar înțeleg că sunt prietenilor, sunt colegilor și sunt parte din electorat, ca atare nu pot ignora acest grup. Mai ales organizațiile de tineret, cam în mai toate partidele politice, discută frecvent acest subiect și nu mi s-a părut că ar fi tratat în cheie profund negativă. Recent l-am auzit pe președintele Iohannis la o întâlnire cu tinerimea în Bacău. Se întâmplă acum aproape 2 săptămâni, vorbind relaxat despre nevoia de incluziune, despre nevoia de toleranță. Mi se pare un progres și un semnal politic, aș spune, foarte, foarte, foarte puternic. Președintele Dragnea, la rândul lor, prin simpla nominalizare a acestor oameni, schimbă mentalități, aduce subiectul LGBT în câmp politic, vorbește despre drepturi, deci contribuie la această percepție. Revenind la întrebarea, mai multă încredere în cei care sunt heterosexuali politicieni și vor să fie solidari cu această cauză decât politicienii gay care nu au curajul încă să-și asume identitatea în spațiu public. Suntem în anul 2018. Da. Cât de mult s-a schimbat percepția românilor cu privire la comunitățile gay? Ca unul mai matur așa, care și-a început activismul în anii 90, pot să spun că suntem deja la în lumină de anii 92, 93, 94, când subiectul ăsta era tratat ca un soi de agresiune asupra țărișoarei. Era, dacă vă amintiți, n-aveți cum să vă amintiți, dar în spațiu public subiectul a irumt fiind legat de moartea violentă a unei persoane publice. Era vorba de Ion Lucian Mihalea, un foarte cunoscut cântăreț, care a fost ucis, despre care se știa în anumite medii că era gay și s-a aflat în spațiu public că este gay. Well, tot subiectul acesta, din acel moment, a fost portretizat în negru, fiind asociat cu secretul, cu lumea subterană, criminalitatea, lipsa de curaj. A fost un început foarte greu, la care s-a adăugat presiunea Bisericii Ortodoxe Române, care a transformat subiectul într-unul de importanță națională. Pentru prima dată în spațiu public deveneam agenți ai răului,
mandatați să nimicim atât biserica cât și tradițiile române. Și din această paradigmă inspirată de biserică ortodoxă n-am mai ieșit. Dacă, n-am ieșit încă, dacă vă uitați la modul în care Coaliția pentru Familie ne descrie, suntem aceiași agenți încolonați care au un singur scop în viață, să distrugă fibra morală a țărișorului. Într-o asemenea cheie apocaliptică, e greu să evolueze, e greu să ai un dialog în societate, de-aia nu cred că avem cu adevărat un dialog în interiorul societății, altfel decât mediat prin dumneavoastră. Pe de altă parte, societatea s-a schimbat. Călătorim, vedem în afara țării gay, lesbiene, ținându-se de mână, întemeindu-și familii. Vedem filme în care astfel de familii sunt parte din realitatea imediată. Ca atare, nu mai suntem în acea narațiune publică din anii 90. Ne evoluăm, bon, cu lentoare, dar evoluăm. Aș mai spune și că cei ca mine, care sunt tineri și foarte tineri, sunt cu mult mai curajos decât erau cei din generația mea. Și vorbesc despre ei, vorbesc cu părinților, vorbesc la școală, trezind uneori reacții vehemente, dacă nu violente. Vorbesc în spațiu public. Ei vor schimba această societate. Pentru că lumea se va raporta la ei. Nu vor mai fi subiecte abstracte, nu va mai fi vorba despre homosexualitate, va fi despre ei, despre Viorel și Mărioara, nu despre o abstracție tratat în cheie negativă. Ca atare, sunt optimist și dacă vă uitați la dezbaterea din societate, atât cât e pe tema referendumului, veți vedea că din ce în ce mai mulți oameni, mai ales tineri și foarte tineri, s-au poziționat împotriva acestui referendum. Nu numai că nu înțeleg miza, dar știu foarte clar că, de fapt, ținta nu sunt homosexualii, bărbați și femei, nu sunt persoanele gay. Miza ține de modificarea societății în care trăim și și structurarea ei după niște tipare care, în definitiv, sunt religioase, tradiționalist, religioase, ca să nu le spun fundamentaliste. Spre asta ne duc dumnealor. Eu cred că, de fapt, miza e una ține de poziționare. Suntem în Europa, suntem în Uniunea Europeană sau nu? Respectăm acele valori sau nu? Și dați-mi voie să cred că e o miză importantă pentru toți, nu numai pentru cei ca mine. Ca atare, referendumul are o miză importantă și sunt optimist că din ce în ce mai mulți din comunitatea mea vor vorbi despre ei și despre familiile lor. Cât de pregătită este societatea românească să accepte căsătoria între persoane de același sex? Este pregătită? Societatea, nu știu dacă e pregătită pe vreun subiect, cred că suntem în momentul în care legislația desa o ia înaintea realității de care vorbiți, acesteia în care s-au negociat termenii. Realitatea ne obligă să acceptăm că în societatea românească există familii, unele dintre ele formate din persoane de același sex. Și întrebarea nu se pune dacă ele trebuie să beneficieze de căsătorie sau de parteneriat civil. Întrebarea care cred că ar trebui să se pună este cum protejăm această familie. Și exact această întrebare nu se aude. Ori suntem în punctul în care, dacă tot e să luăm în serios subiectul familiilor, chiar trebuie să le protejăm așa cum există ele în realitate, nu după percepția noastră, după propria noastră imagine. Ele există, ca atare trebuie să fie protejate, pentru că nu e așa, orice cetățean al României trebuie să beneficieze de drepturi, inclusiv cel la viață de familie. Dreptul la viață de familie nu se împarte nu poate fi divizat pe criteriul orientării sexuale. L-ai sau nu l-ai? În cazul nostru nu l-avem. Nu pot beneficia nici măcar de o asigurare medicală
sau să fiu coasigurat dacă mâine devin șomer. Partenerul meu nu mă poate coasigura, nu mă poate vizita la spital și nici viceversa. Astea sunt realități ale fiecăruia dintre noi. Și nu e drept în nicio societate să avem astfel de flagrante deosebiri. Unii protejați, cu toate drepturile aferente, dreptul de a-ți vizita partenerul, dreptul de a beneficia de o asigurare medicală comună, dreptul de a-ți cumpăra în comun bunuri. Am dat câteva exemple, oarecare la îndemână, dar par frivole, nu e așa? În cazul meu, nici măcar nu pot visa la ele. Pentru simplu motiv că societatea zice să nu este pregătită să mă accepte. Ori eu nu pot trăi într-o asemenea permanentă nepregătire, pentru că totuși am o viață care peste 20, 30, 40 de ani va expira în pace și n-aș vrea să-mi continui viața temându-mă pentru mine personal și pentru partenerul meu. Aș vrea să fim tratați cu respect de către societate și diferența o face legea. Legea, odată adoptată, și mă refer aici la parteneriatul civil, duce la modificarea mentalităților. Da, mulți încă nu sunt pregătiți să vadă doi bărbați sau două femei trăind împotrivă, dar atâta vreme cât legea îi tratează în regim de egalitate, aceștia nu pot avea un drept de veto asupra mea și asupra modului în care îmi conduc viața. Eu nu-i afectez viața în niciun fel, n-am niciun fel de intenție de a afecta viața sa sau a familiei sale, nici ei n-au dreptul să interfere asupra drepturilor mele și să-mi spună cine sunt eu și cum ar trebui să arate familia mea. Trăim totuși într-o altă lume, slavă Domnului. Cum vedeți pozițiile, vedem, din ce în ce mai vehemente venite din partea Bisericii Ortodoxe Române la adresa comunităților gay? Mai de ună zile am auzit pe purtătorul de cuvânt Domnul Bănescu. al Bisericii Ortodoxe Române, făcând comparații, domnul Bănescu, făcând comparații foarte discutabile cu Papa Francisc, care a rostit așa a avut acea exprimare faimoasă, cine sunt eu să-i judec. Și e o întrebare revelatoare care va străbate decenii de aici încolo. Biserica Ortodoxă nu se poate compara, mă iertați, cu Biserica Romano-Catolică. Aș da un exemplu din anii 90, Papa Ioan al II-lea, care nu era tocmai un prieten al cauzei minorităților sexuale, nici vorbă. În anii 90 pleda pentru dezincriminarea juridică a homosexualității, știind că soluția nu e să trimiți oameni la pușcărie. E, ce să vezi, fix în acea perioadă, Biserica Ortodoxă Română făcea mitinguri de mii de oameni și strângea de zor semnături, nu doar pentru menținerea legislației care ne trimitea în pușcărie, ci pentru mărirea pedepsei de la 5 la 7 ani. Deci, cum să compari o asemenea biserică și strategia ei publică pe această temă cu Biserica Romano-Catolică? Cum pot exista comparații când în cadrul Bisericii Romano-Catolice există numeroase grupuri de reflexie teologică pe tema asta? E și un subiect dacă vreți, de așezare teologică, de cum interpretăm diferite texte biblice, cum interpretăm tradiția, cum ne purtăm pastoral față de acești oameni. Această discuție nici n-a început în Biserica Ortodoxă, care n-are cum să creeze un spațiu al dialogului pe tema asta, în condițiile în care suntem zugrăviți, suntem portretizați ca fiind trimișii satanei pe pământ. În momentul în care ai porți o asemenea mască pe chip, în momentul în care îl identifici pe homosexual și pun aici ghilimelele, ca fiind, nu-i așa, încarnarea răului, cum poți să spui că e bine tratat, că poate să fie bine tratat în comunitatea creștină, care nu-i așa o comunitate a iubirii?
Care e proba iubirii pe care, de care dau dumnealor dovadă? Nu, încă o dată, nu cred că poate exista un dialog în afara discuției între părți. Ori această punere față în față nici măcar nu e încă posibilă. N-a avut loc. Deci nu sunt optimist în ceea ce privește poziționarea Bisericii Ortodoxe. Cred că e un simplu artificiu retoric ceea ce face domnul Bănescu. Mai mult, Biserica Ortodoxă cred că are datorii foarte consistente pe tema minorităților și nu mă refer aici doar la minoritatea LGBT, mă refer și la evrei, mă refer la rom. Când ai fost parte din portretizarea evreului, în aceeași termen pe care îl descrie astăzi pe homosexual, și l-ai desemnat a fi un reprezentant al răului pe pământ, în momentul în care ai cauționat regimul Antonescu și atrocitățile antisemite, și nu ți-ai cerut iertare pentru asta, în vreun moment al existenței tale instituționale, cum arată comunitatea de iubire de care face domnul Bănescu vorbire? În momentul în care romii au fost tratați drept oameni fără suflet, în regim de sclavie, sute de ani, n-ai cerut vreodată iertare de-a lungul existenței tale instituționale, cum poți vorbi de comunitatea iubirii? Cum îi tratezi pe oamenii aceștia? Care este strategia pastorală față de unii sau alții? În momentul în care te-ai adresat mie și ai decis că eu sunt bun pentru reeducare în penitenciar, cum arată iubirea ta față de fratele tău homosexual? Ăsta sunt întrebări pe care biserica n-are cum să nu și le pună. Înainte de a vorbi despre dialog și despre tratarea aproapelui ca de la egal la egal, cred că ar trebui să răspundă măcar în primă, dacă nu în a doua instanță, la toate aceste întrebări. Altfel, ați încercat să purtați un dialog cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române? Au existat conversații de studio, de televiziune sau de radio, în care cel mai adesea reprezentanții Patriarhiei Ortodoxe trimiși cu voie de la Patriarh ne descriau în aceste culori sumbre pe care vi le-am descris, inclusiv un fost profesor al meu de la Facultatea de Teologie, care stătea și la o distanță precaută, ca nu cumva să se contamineze. A zice că e un hal de ignoranță pe tema asta, înspăimântătoare. Cred că este ultima instituție din România care mustește de stereotipuri și prejudecăți extrem de dense pe tema sexualității în general, nu numai pe tema homosexualității. L-am auzit de curând opinând pe domnul Bănescu despre educație sexuală, despre când, cum își încep unii sau alții viața sexuală. E înspăimântător ce spune. Cred că trăiește într-o realitate complet paralelă și ce mi se pare grav este că oamenii de specialitate, cei care sunt psihologi sau sociologi, nu spun aberezi. Și ar trebui să-i o spună, pentru că dumnealui nu e un simplu, nu e într-o misie de executant, formează la rândul său conștiință sau deformează conștiință, formează opinia publică. Biserica Ortodoxă e o biserică cu milioane de credincioși. Punctul lor de vedere, un punct de vedere extrem de important. În momentul în care i-ai demoniza pe unii sau alții, acum sunt romii, se pare, vinovați de rata prea înaltă sau prea scăzută a nașterilor, că e foarte provocator ce spune domnul Bănescu, dintr-o dată e izolat și e transformat într-un soi de țabi spășitor. Din moment ce spui că educația sexuală nu conduce la educație, România având una dintre ratele cele mai înalte de sarcini la adolescente, din acel moment
pledez pentru status quo, pentru menținerea acestei realități și te opintești împotriva oricărei forme de educație în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă. În ce mediu trăim? În ce lume trăim? Deci, aceste subiecte au ajuns să fie tratate de reprezentanții patriarhiei. Patriarhia ne învață despre ce înseamnă sexualitate într-o țară membră a Uniunii Europene. Patriarhia poate să aibă un drept de veto împotriva introducerii educației sexuale în școlile din România. Mă întreb în ce societate trăim. Domnule Buhuceanu, eu vă mulțumesc pentru Vă sunt prezența în îndatorat. studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc.